Lucrurile se pun în mișcare pentru cartierul Europa din municipiul Suceava. Potrivit primarului Ion Lungu, se lucrează la mai multe licitații. Potrivit acestuia, licitația pentru racord la energia electrică a avut loc deja. Încercăm să mișcăm lucrurile în cartierul Europa, se întâmplă. Am aprobat în ședința de Consiliu Local trecut indicatorii pentru reabilitare de străzi dați la licitație. Deja a avut loc licitația pentru racordul la energie electrică. O lucrare undeva la 600.000 de lei, în care sunt 4 oferte depuse. Da, așteptăm să sperăm să clarificăm cât mai repede aceste licitații, să putem demara lucrările de racord electric din luna public în cartierul Europa, să luăm din urmă cu străzile, să finalizăm acest cartier care, din păcate, a întârziat.